să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ni se întâmplă la fiecare tur de alegeri nouă celor de la Starea Nației. Vai, să nu cumva să-i critici pe toți, să nu cumva, pentru că atunci înseamnă că ai o strategie, nenorocitule. Știm noi foarte bine. Băi, tu crezi că noi suntem proști? Știm care-i strategia, îmi transmite câte unul care știe el mai bine, mă. E inteligent, are numai certitudini. Strategia cu emisiunea asta e să-i scârbești pe oameni, să le spui că toți sunt la fel și, deci, ce rost mai are să voteze. Da, unii pot înțelege asta uitându-se la Starea Nației, alții pot înțelege alta, iar unii nu înțeleg probabil nimic. Numai că, din fericire aș spune, nu putem renunța la ceea ce trebuie să facem doar pentru că unii vor ei să înțeleagă asta, că toți sunt la fel. Atât poți tu, atât înțelegi, asta e, tăticule. Așa m-am gândit și eu. Acum, în campanie, primesc foarte des următorul comentariu la materialele din emisiune. Da, pare așa un ordin pe unitate. Băi, Pătrarule, ia mai taș, mă, dă-n gura aia. Nu mai zice, bă, nenorocitule, nimic despre Orban, despre PNL, despre USR, că acum noi ne luptăm cu Dragnea, bă. Oh, dar mă scuzați, vai cât de nemernic sunt. Să ne înțelegem, oameni buni, eu la această emisiune mă lupt cu comportamente dăunătoare democrației și statului de drept. Mă lupt cu ura socială și de orice fel ar fi ea. Mă lupt cu orice idee, măsură sau propunere care distruge solidaritatea dintr-o societate. Și voi sprijini întotdeauna orice idee, orice măsură care luptă pentru bunăstarea tuturor, pentru drepturi mai multe și pentru mai multă libertate. A, da, așa este. Dragnea e întruchiparea multor mizerii din societatea noastră. E personificarea multor mizerii ale tranziției noastre. Dar știți ce? Eu nu sunt aici ca să trec sub tăcere derapajele altora pentru motivul că Dragnea e cel mai cel. Țineți minte, am spus și voi spune mereu, nu serviciile, nu abuzurile procurorilor sau ale unei justiții de tip Traian Băsescu trebuie să curețe societatea de rele, ci democrația, alegerile libere, educația, oamenii care vin la urne și aleg pe cei în care au încredere sau dau jos pe cine nu mai vor să vadă la conducere. E atât de simplu. Bine ați venit la Starea Nației. Nu știu dacă ați observat, dar îi urâm pe unii oameni politici cu pasiunea cu care pe alții îi adorăm. Și cred că e foarte greșit. Nu trebuie să-i iubim și nu trebuie să-i urâm. Știu, nu-i putem privi ca pe șoferii de autobuz sau ca pe frizerii la care mergem. Știu, sfidarea lor, nemernicia afișată, infatuarea, impostura, incultura lor, bogăția adunată prin furt și minciună, da, toate acestea te fac să-i urăști pe unii. Dar disprețul nostru nu trebuie să ajungă atât de departe. O mie de share-uri, dragii mei. O mie de cetățeni au dat mai departe această poză în care ce ni se spune? Ni se spune direct cât de bine ar fi ca unul precum Hitler să îi împuște pe acei cetățeni prezenți la mitingul organizat de PSD. N-ai, n-ai. M-am gândit mult dacă să dau mizeria asta, dar e plin internetul.
E, asta nu mai e nimic. E ură pură. Nimic nu face mai mult rău decât asta. Și revin, eu nu sunt aici ca să vă fac pe voi să nu-l votați pe Dragnea. Nu-mi permit să vă spun asta cum fac alții. Dar îmi permit să vă spun că Dragnea este cel mai toxic politician de astăzi. Președinte al celui mai toxic partid din 89 încoace. E de datoria mea să vă spun că la vârful partidului aflat la putere e plin de inculți, de semi-analfabeți și de slugi ale lui Dragnea. Oameni mici, meschini, care pupă mâna stăpânului și mușcă din adversari cu sălbăticie. Au îngenunchiat instituții și au bătut joc de dialog și de parlament. Da, asta e datoria mea, să vă spun toate astea. Și cu ce dracu mă ajută pe mine, domnișoară? La fel, eu nu sunt aici să vă spun să nu votați cu Orban sau PNL. Nu-mi permit să vă spun asta, așa cum fac alții. Dar îmi permit să vă spun că Orban și PNL delirează pe multe teme importante din societate și că nu poți să-ți faci un program electoral din faptul că înjuri PSD-ul și cam atât. Și nu poți să ai în partid oameni la fel de corupți ca ăia din PSD, dar să te lupți toată ziua cu corupția. Îmi pare rău, asta se numește ipocrizie. E de datoria mea să vă spun și asta. Asta așa, da, ca să vorbim de primele două partide. Uite, vă mai amintiți asta? Și am rămas cu Raluca Turcan, asta e. Ce să facem? Vă recomand cu căldură să nu urmați stilul de carieră politică al lui Raluca Turcan, Miara Mantale, Elena Udrea. Nu trebuie să treceți prin patru niciunui șef dacă vreți să ajungeți în funcții publice. Nu cred că mai am ce să discut în acest moment cu domnul Ludovic Orban. Că așa înțelege dumnealui să facă politică e problema lui. Este chiar problema lui și a conducerii Partidului Național Liberal. Hă? Mă scuzați, dar mi-e scârbă să comentez, serios. Nu ce s-a întâmplat atunci, ci marea prietenie a lor de acum. Îmi vine să vărs. Dar hei, să ascundem orice rahat sub preș, că ne luptăm cu ciuma roșie. Haideți mă, oameni buni, să ne păstrăm calmul, zic. Să nu ne mai îndrăgostim ca nebunii de toți proștii. Am vorbit și am tot vorbit și am militat aici pentru alegeri locale în două tururi. De ce? Foarte simplu, pentru că au ajuns primari cetățeni aleși cu 11% din totalul alegătorilor. De ce naiba ne interesează să fie mai mulți oameni la vot? Și în final, despre ce e vorba la vot, fraților? Despre reprezentativitate. Adică eu mă simt reprezentat de ăla, de ăia. Adică problemele mele, preocupările mele sunt reflectate în programul, în preocupările acelui partid. Rezolvările propuse de acel partid sunt rezolvările pe care le vreau, cu care și eu sunt de acord. Judecătorii Curții au menționat în această decizie și care sunt cele două criterii care nu au fost îndeplinite. Nu au fost strânse cel puțin 100.000 de semnături din cel puțin un sfert din județele țării și din acestea trebuiau ca în fiecare județ să fie strânse minimum 5.000. E, astăzi a fost respinsă de Curtea Constituțională inițiativa USR numită Oameni Noi în Politică, cea care cerea alegeri în două tururi. A fost respinsă, ne spune Curtea în motivare, că nu respectă Constituția, nu sunt 100.000 de semnături care să acopere teritorial un sfert din județele țării. Ok, probabil că așa e. Dar trebuie să vă spun altceva. Partidul Național Liberal n-a susținut această inițiativă. De ce? Pentru că risca posturile actualilor primari la următoarele alegeri. A, și să nu zicem nimic, nu? Să băgăm asta sub preș pentru că, domne, jos PSD! Fără constatarea asta eram pierduți. Și acum, nu vi se pare că e prea mult jos PSD și atât? Nu știu, poți să fii reprezentat doar de jos PSD?
Înțelegeți? Că aici e problema opoziției. Și poate că aici trebuie căutat un răspuns la întrebarea aia: de ce naiba vreo 50% dintre români nu ies la vot decât eventual la prezidențiale? Eu cred că de-aia nu se simt reprezentați. Nu simt că problemele lor se regăsesc rezolvate la aceste partide, în ceea ce spun toată ziua oamenii din aceste partide. Și aș întreba opoziția de azi: cum e, fete și băieți, cu traseismul? A? Cum veniți în fața oamenilor să le cereți să iasă la vot când voi toți credeți în traseism ca în Dumnezeu? Ok, pesediștii sunt nenorocirile absolute, da, dar voi, voi ăia bunii, de ce naiba n-ați făcut nimic? De ce plimbați de la unii la alții parlamentari? E, cum să se simtă oamenii reprezentați? Despre asta e vorba. Oamenii vor veni să voteze când vor vedea, când vor simți că problemele lor au rezolvări în ceea ce spuneți voi. Mă, m-am săturat, nu țin cu nimeni, nu mai vreau să aleg că tăți rău cel mai mic. Așa s-a ajuns în țara asta să vorbim la toate alegerile despre răul cel mai mic. Ce poate fi mai ridicol? Vă amintiți de Băsescu pus lângă Năstase? Un rău atât de mic era aproape bun. După 10 ani am aflat cât de mare rău era Traian Băsescu. Adică eu nu votez pe cine mă reprezintă mai bine, ci mă duc să votez împotriva celui care nu mă reprezintă deloc? Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită în județul Suceava. Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită în județul Suceava. Facem aici summitul de la Iași. Scriem declarația de la Galați. Uitați-vă la semi-analfabeta asta. Pe bune, cei din opoziție, nu puteți să-i bateți pe ăștia? Pe bune, vă e greu să-i bateți pe ăștia? Vă e greu să propuneți ceva mai bun decât Viorica Dăncilă? Să știi că eu dau, nu mă joc. Be. Dublul standard și calitatea produselor alimentare sunt teme mari, mari de tot, foarte importante. Și tocmai de aceea este dăunător populismul în toată lumea asta. Pentru că populismul ia o temă foarte puternică, o problemă reală a societății, și o tratează într-un mod fals salvator, conspiraționist, aranjând astfel lucrurile încât să înspăimânte pe oameni, să creeze panică, să întrețină o atmosferă de frică. Iată câteva materiale despre roșii. Să ne uităm, să luăm aminte, să discutăm, nu? Toți fermierii din Vidra știu de soluția minune care înroșește tomatele în mai puțin de o săptămână. Forțează, știi, dar nu-s bune deloc. Dar cu ce le forțează? Păi cu gheter. Le dă voie să dezvolte. Bani cu gheter la coadă și le vom comasă. Și asta unde se găsește nenorocirea? Pe sub mână, e interzis în Uniunea Europeană. Se găsește mai mult pe la Bulga. E, dacă ceea ce tocmai am văzut este adevărat, vorbim despre lucruri foarte grave, bineînțeles. Și fiți siguri, astfel de lucruri există. Și nu doar în legătură cu roșiile, ci cu mai toate cele care țin de viața noastră. De fapt, ce aflăm noi aici? Că există pe lumea asta infractori. O, da, mare surpriză! Dar nu e vorba aici de dublu standard, de Uniunea Europeană care vrea să ne omoare. Nu, fraților, e vorba de niște infractori, punct. Ei trebuie prinși, trebuie să aplici legile, trebuie să ai instituții puternice care nu pot fi mituite. Și cam despre asta e vorba. Niciun dublu standard aici, nimic. În vestul Europei sunt țări dezvoltate, cu toate măsurile de mediu pe care le-au luat, tot poluează, poluează apele lor, și acolo sunt și pești cu metale grele în ei. În piețele din Occident nu se poate vinde așa ceva, că e pușcărie curată. Și azi că românii sunt mai proști și azi le dăm lor, că ei poate să moară, și românii, și copiii. Iată!
Iată, oameni buni, așa arată mizeria populistă. Deci sunt autorități din câteva țări care prind o grupare de trafic de pește, iar Dragnea iese și spune: ia uite, ne otrăvește Uniunea Europeană! Mustăcilă, n-auzi că poliția din UE i-a prins păștia? Nu e nimic legal din ce au făcut băieții ăștia. Deci de ce-i minți pe oameni? Dublu standard? Dublul standard înseamnă cu totul altceva și ține tot de minciuna politicienilor de la noi. Pe scurt, dublul standard spune așa: același produs, același produs are o calitate într-o țară ca Franța și o altă calitate într-o țară ca România. Exemplu, o ciocolată cu alune, să zicem, produsă de o firmă, are o calitate în Germania și cu totul alta în România. Despre asta e vorba în dublul standard. Scandalul dublului standard a izbucnit în 2017, când mai multe țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, au reclamat că majoritatea alimentelor importate au o calitate mai slabă decât în țările occidentale. I feel cheated when I come to my country and when I buy a yogurt with a chemical substance instead of strawberries. We are banning the dual quality of products. Stați liniștiți că România nu s-a zbătut aproape deloc la Bruxelles în scandalul dublului standard. A făcut-o Cehia, a făcut-o Slovacia, au făcut-o polonezii, nu și românii. De ce naiba n-ai dat în judecată aceste firme care vând produse mai proaste în România? Adică, să vă explic. Când tu faci reclamă la produsul X, foarte cunoscut în lume, eu merg la magazin sperând că iau acel produs pe care îl vinzi în toată lumea. Ei bine, nu. Deci e reclamă mincinoasă, e furt ăsta. A mișcat vreun deget România? Nu. De ce? Pentru că asta le convine populiștilor: să umfle problemele, nu să le rezolve, să le amplifice ca să se tot lupte cu ele. Însă Dragnea vorbește despre cu totul altceva decât de dublu standard. Delirează, se crede Sfântul Gheorghe luptându-se cu balaurul UE. Pentru ce? Pentru nimic, pentru propriile deliruri. Să ne înțelegem, oameni buni, cum naiba poate unul care e la putere să se plângă de faptul că nu știu cine, oricine, vinde în țară produse nocive pentru populație? Păi fie încalcă legea acel cineva, fie, dacă nu încalcă legea și vinde prostii, e vina ta ca legiuitor că nu reglementeze asta. Bă, e simplu, simplu, pa, pa și pusi. Și hai sictir! Politica, eu mă troacă de porci, ascultați-mă pe mine! Ce-or fi făcut astăzi judecătorii Curții Constituționale? A? Mă întreb așa. Uite, eu m-am trezit la 8, pac la baie, asta e mișto când faci sport și după 40 de ani nu te târăși dimineața ca un animal, am mâncat la 9, am plecat la treabă. Pe drum am lucrat o oră la emisiune, apoi am avut-o pe actrița Alina Șerban invitată la Cafeneaua Nației, găsiți toată discuția pe canalul nostru de YouTube la care sper că sunteți abonați. De la 11 până pe la 15:30 am lucrat la scriptul emisiunii, cu o pauză de 20 de minute pentru haleală. La 16 am intrat la înregistrare, am terminat pe la 7 seara, am mai făcut pe aici tot felul de treburi administrative, bani, contracte, plăți, am verificat ce mai era de verificat la emisiune și am plecat acasă. Nu înainte să fac un tenis de masă cu colegul Marius, avem meciul nostru zilnic. Pe drum am citit o oră și am ajuns acasă după 21:30. Am băgat o gustare mică, nu bași burta în dragi seara, și m-am apucat să mă uit pe știri pentru emisiunea de mâine. Pe la 12 așa adorm, lucrând sau citind. Și mâine va fi la fel. Și poi mâine va fi la fel. Nimic nu se schimbă, nimic nu se transformă. Totul se repetă. E, judecătorii de la CCR, ce-or fi făcut fraților astăzi? S-au trezit, au băut cafeaua și au primit ordinele de pe la partide, de pe unde e fiecare. Și după aia a venit prânzul, o ciorbiță, o gălușcă, o jumadă porc la unii, după care, pac, cornul în pernă. Și aia e, s-a terminat programul, nu? De ce nu s-a amânat decizia în cazul Dragnea pentru astăzi? Adică, dom'le, am stat ieri toată ziua, am discutat, ne-am scărpinat, ne-am pus în cap, n-am reușit, dom'le, 8 ore de lucru să ajungem la o decizie. Dar astăzi ne adunăm din nou la ora 9 dimineața și o facem.
De ce nu se întâmplă așa măcar la CCR? Curtea Constituțională avea termen pentru a decide dacă dosarele de corupție de la Înalta Curte trebuie judecate în primă instanță de completuri specializate în astfel de fapte, doar că magistrații au amânat decizia pentru a patra oară. Vă jur, fraților, nu înțeleg de ce dacă se apucă de o treabă, n-o duc la capăt. Bă, ne-am apucat de completurile de trei, cazul ăsta cu Dragnea, gata mă, stăm pe cazul ăsta până îl terminăm. Ar putea spune cineva, domne, stai că mai au și altele de judecat. Ok, deci nu rezolvă nimic, le tot amână pe toate sau cum. Nu e mai bine să le și termin, mă, să închei, să dai așa câte o decizie? Mai ales că decizia asta ar putea afecta atâtea dosare. La fel la Înalta Curte. Ieri în sala de judecată, pe la ora 15, ora 3 după amiază, da? Un avocat a zis că e cam târziu, iar unul dintre judecători i-a zis: a, păi oricum nu dăm azi o decizie. Doamne, ce putor de instituții, bă! Lene de-aia cu sfărăituri. Auzi, la ora 15 pentru ei e cam târziu. Vă dă sângele pe nas după 3 ore de muncă, a? De ce naiba s-a judecat și Dragnea atât? Că asta e marea problemă cu justiția la noi. De ce nu se judecă, mă, zi după zi după zi? Sau din două în două zile și maximum o lună ai terminat, mă, s-a dat sentința. De ce nu e așa? Sunt cazuri care modifică viitorul unei țări. Schimbă prezentul, bă, fraților, alegerile oamenilor, schimbă voturile. Și de ce să nu fie televizate, mă, ce e de ascuns? Adică stai că nu-i nimic de ascuns, pentru că ședințele sunt publice. Adică poate să participe oricine vrea. De ce să nu fie televizate, mă? Să vadă și oamenii cum se apără Dragnea, să audă acuzații, probe, întrebări. Nu de alta, dar altfel o să tot plângem după dreptate și corupție și anticorupție. Dracu să ne ia cu tot. Să înceapă carnavalul. Face cinste, salva marul. Uite, Radu Mazăre e șmecher la Mamaia de când era Mamaia fată mare. Și e foarte bine că a fost adus în țară, bineînțeles. Dar altceva vreau să spun. Nu era mai bine să știm și noi cu 10 ani în urmă cam cât de hoț e Mazăre? Nu că ar fi fost cineva pe planetă care să nu știe, dar să avem și noi o sentință în acest sens. Pentru că justiția, ghiciște, n-a fost pe aici, fraților, o bună perioadă de timp. Sigur, am avut procurori, am avut judecători, dar justiție, canci! Mă gândesc la dosarul Teldrum. Pentru că, hai să fim serioși, asta cu angajările fictive e o chestie așa mai mult administrativă, mă, și foarte mică în raport cu Teldrum. Dosarul Teldrum, în care liderul PSD Liviu Dragnea este urmărit penal pentru mai multe acuzații de corupție, rămâne la DNA. Decizia a fost luată de Procurorul General al României, care a tranșat în favoarea Direcției Naționale Anticorupție o dispută pe tema competenței de investigare iscată de Secția de Investigare a Magistraților. N-ar fi bine să știm și noi odată cum a fost cu Teldrum? Sunt fapte din anii 2000, suntem în 2019, adică la anul e 2020, cum ar spune deșteapta aia. Până se judecă Teldrum, dacă s-o judeca naibii vreodată, se face 2040. Păi nici n-o să ne mai intereseze atunci de Dragnea, cum nu ne mai interesează acum de Iliescu, de pildă. Ce vreau să spun mai exact? Că ar trebui să se facă dreptate, să se dea sentințe în țara asta cât mai repede, cât încă mai au sentințele relevanță. Că de-aia apar mulți care zic: a, bravo, mă, l-ați condamnat și pe ăla acum. Ce înseamnă acum? Păi după 15 ani, după ce și-a cărat omul banii afară, după ce și-a aranjat copiii, după ce a urinat ani și ani pe țara asta. Hai, las-o, frate, că ne-ai nebunit de cap. Deci candidează, mă. Livache, Dedi, mă, da, candidează. A, ce ai, mă, nu, el nu vrea, dar trebuie. Culmea, nu-l împinge partidul. Da, credeam că pe aia o bagă cu partidul. Mă împinge partidul, domne, nu vedeți, nu pot, n-am ce să fac, n-am. Doamne, nu pot să refuz, deși eu nu vreau să mă bag, vă spun, nu vreau, dar uite cum mă împing ăștia. Nu, deci nu e cu partidul, îl obligă altcineva, Iohannis. Da, e cu perversiune. Dacă mă întreba cineva
acum un an spuneam că nu. Spuneam că nu. Starea indusă în națiune de către Iohannis îmi creează convingerea că bătălia pentru funcția prezidențială este, devine foarte importantă. Deci el n-ar vrea, numai că a indus omul ăsta o stare, neamțul ăsta, domne, că nu se mai poate. Îți place Claus? Îți place cum l-ai adus pe domnul Dragnea în ce hal? De ce ai indus, mă, în societate, ce ai indus acolo, a? Starea, ai indus starea asta, nu ți-ar fi rușine, mai ești și profesor. Încă 5 ani de zile după 2019, tot ce s-a făcut în România bun, dar absolut tot ce s-a făcut bun, de tot ce s-a făcut bun se va alege praf. Vă spun și din acest motiv, cred că trebuie făcute toate eforturile de către cei care nu vrem să mai continue acest personaj ca în noiembrie-decembrie să plece de la Cotroceni. Da, în, exact în situația în care a adus el funcția prezidențială și ceea ce induce în națiune, da, această funcție este, devine importantă, iar PSD-ul se va pronunța duminică seara după alegeri. Trebuie să apere și marile cuceriri făcute acum de Dăncilă. Cu alte cuvinte, da, cu lacrimi în ochi, că nu vrea, ca și cum ar mânca rahat de sconx, dar aia e, Dragnea va candida. Nea Claus, pune șampania la rece, tată. Dacă se bagă Livache, ești președinte. Nici nu mai ținem alegeri, dă-le încolo. Roagă-te să intre în turul al doilea și ai rezolvat cazul. A, stai un pic, Nea Livache, dar dacă luni, a, știi ce zic? Mă refer la, da, domne, exact, să mergi la Tsuhaus, cum ar zice neamțul. Sau de fapt, Livache o bagă pe asta cu candidatura duminică pentru a le închide gura judecătorilor, a? Sunt forțe, bă, sunt poziționări, sunt multe porcării în țara asta. Mă rog, una peste alta, felicitări, domn președinte. Haideți că a fost ușor de tot. Puteți să anulați și referendumul, chiar nu mai are rost. Oricum era o prostie. Domne, rasă de om ca dumneata n-am mai văzut, domne. N-am mai văzut. Puh, cred că abia așteaptă Dăncilă să se termine odată cu campania asta. Să se întoarcă la videle, să-și mai tragă sufletul. A bătut țara în lung și în lat, nu mai poate. Nici nu mai știe săraca pe unde se află și cu cine discută. La Galați a zis că e în Iași, la Zalău vorbea cu președintele municipiului Zalău. Astăzi la Suceava ați văzut, credea că se află în Hunedoara. Tot azi a fost în Vaslui, la Priștina, sau Podgorița, pardon. Și peste tot, bă, huiduită, peste tot înjurată. De-au ajuns PSD-iștii să-i aranjeze vizite secrete. Până și natura i s-a împotrivit. Elicopterul ei a fost gata-gata să aterizeze pe o turmă de vaci. Câteva vaci speriate de zgomot au pătruns pe teren. Elicopterul a ajuns la sol după câteva minute în care s-a tot rotit în aer, în așa fel încât oamenii să reușească să alunge vaci. Dacă era Nea Petrică Daia în delegație, vorbea el cu vacile să facă loc, să se dea la o parte, așa? A mers mai greu treaba. Ci că au venit jandarmii, au luat vacile, le-au urcat în dubă și le-au dus la secție unde le-au ținut pe toată durata vizitei. Cum au făcut cu oamenii ăia de la Topoloveni, da? Cum adică de ce au ridicat vacile? Păi chiar nu vă dați seama? Când au văzut delegația PSD-istă, vacile au început să strige în cor. Muuu! Iar jandarmii vigilenți le-au luat, bă, că nu le-au lăsat să termine, știi? Muuu! Le-au arestat rapid, ia gata, bă, că iar ziceți voi de PSD, de astea, în dubă! Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul neșistit. Nu uita, eu vedeți și nu te iert când ai greșit. Ah, dar cea mai tare a fost faza cu ouăle de la Zalău. Era Dăncilă într-o vizită, iar jandarmii, ageri cum îi știm, ia, să vedem ce au depistat ei. O frac de ouă, atâta tot. N-am făcut nimic, n-am încălcat nicio lege. A, bun, atunci acum nu se va prinde și fără nicio ăsta. Cu ideea să nu aruncă sau ceva. Nu, asta pentru că ulterior o să vă supuneți... Am înțeles. Ei, ei, alo, domnul, și ce dacă le aruncă, domne, treaba lui? Până la urmă, ouăle conțin vitamina D, iar domnul Dragnea chiar recomandă, nu? Spune să vă plimbați liniștit. Mă plimb cu frac de ouă. Pentru cine sunt ouăle? Pentru le-am cumpărat eu pe asta, mă duc la Petina. Și am zis că să vedem cine aici, cum se place, accident sau ceva de genul. Și pur și simplu m-am oprit aici, nu...
protestez sau ceva de genul. Nu, că pe undeva are dreptate omul. Acolo chiar s-a întâmplat un accident. Accidentul numit Viorica Dăncilă. Și era să se mai întâmple un accident. Niște jandarmi să ridice de pe stradă un cetățean cu un cofraj de ouă. E, exagerez, l-ați auzit pe domnul respectiv. N-avea treabă cu politica, el doar se ducea la prietena lui. Probabil că voiau să facă un chec, o prăjitură, un cozonac, ceva. Și a zis că poate se lipește de niște jandarmi care să-i bată și lui ouăle. Știți că jandarmii sunt cei mai buni la... Să știi că eu dau, nu mă joc. Domnul, dar măcar erau ouă de ale noastre, domne, românești. Să știm o treabă, că pesediștii sigur nu se supără dacă aruncăm în ei cu ouă sau cu roșii din producția locală. Și înjurăturile, dacă sunt românești, nu-i deranjează. Dar să nu le arăți degetul, domne, aia nu-i românească, e de la străini. Apropo, ați văzut că se schimbă un pic unitățile de măsurare? Cum ar fi să urle Dragnea? Nu ne interesează, domne! Noi vrem kilogramul românesc, vrem amperul strămoșesc, vrem kelvinul tradițional, domne, cu gust de la țară. Nu vă uitați așa, că ați văzut prin Teleorman s-a introdus deja un kilometru special, de ăsta, de al nostru, bă, românesc, de 800 de metri. Incredibil, dar din câte se pare adevărat. Au început lucrările la autostrada Brașov-Comarnic. Mai exact, un prim tronson de 7 kilometri, vă dați seama. Băieții, să lucrați cu grijă, da? Ușurel, delicat, să nu faceți prea mult zgomot, ca să nu-l treziți pe Dănuț Șova, fostul ministru PSD al transporturilor. Știți că el doarme acolo pe șantier de vreo 6 ani? Îl mai vizitează Ponta din când în când ca să-l întoarcă de pe o parte pe alta. De se termine Comarnic Brașov până în 2016? O începem și o terminăm. Când? Chit că mă mut pe ea. Mă mut cu cortul pe cap, pe autostradă, pe Comarnic, tot o termin. E, dar să trecem, să depășim aceste momente penibile din istoria infrastructurii românești. Da, acum niște ani puneam botul la de-astea, acum punem la altele și tot așa. Dar ci că de data asta gata, chiar începe lucrarea. S-a dus brigadă pesedistă cu Dăncilă, cu Răzvan Cuc, cu Teodoroviș, cu Bădălău să facă o ceremonie, domne, să-i vadă lumea. Acum, nu prea înțeleg ce capital de imagine poți să-ți aduni deschizând o lucrare de câțiva kilometri și cu final incert, da? E treaba lor, știu ei mai bine, la festivisme sunt cei mai buni. Iar cetățenii, evident, sunt niște naivi, domne. Ei nici nu realizează că toate se întâmplă în campania electorală, când se construiesc milioane de kilometri de drumuri și vreo 200 de spitale. Desigur, pesediștii au chemat și un sobor de preoți în frunte cu mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza. Mitropolitul Ardealului a alungat dracii de pe autostrada Râșnov-Cristian, au scris ziarele după slujba lui Streza. Deci nu doar urșii, liliecii și occidentalii invidioși erau de vină pentru lipsa drumurilor de la noi și au mai băgat și dracii coada. Cine s-ar fi gândit-o? Cel ce ești tu, mai înainte lucrător între noi și făcător a toate, binecuvintează-ne pe noi și acest început de autostradă, aceste lucrări obștești pe care le începem astăzi în numele tău. Cum? Pentru ca de grabă și fără împiedicare să ajungă la sărășire. De grabă și fără împiedicare? Păi nu, că nici mitropolitul Streza nu mai are răbdare, domne. Cred că abia așteaptă să facă și el o tură pe noua autostradă, a? Frumos, elegant, e, foarte decise, frumos. Cu Mercedes-ul, părinte. Biserică. Ajute. De unde ați avut bani pentru acel Mercedes? Domnule Streza. Repede cât e rata. Numai la bani vă gândiți, mă, hapsânilor. Cât e rata, cât e dobânda, cât e daie, contează valoarea sentimentală, mă, păcătoșilor. Nu valoarea reziduală. Ce oameni, mă? Scursori, viermi, șobolani,
ne oameni! Na, hai succes cu autostrada, ce să mai zic. Dacă ați adus și preoții, atunci sigur se face. Ce treabă o avea bunul Dumnezeu cu autostrăzile noastre, țăracul? A făcut lumea în 6 zile, acul pun ăștia să ne facă și drumuri. Da, Doamne, știu, e greu cu noi. Doamne, mi se confirmă prin stație, vă rog, scoateți mașina din afara părții carosabile. Da? Domnule, vorbiți serios despre parolă? Domnul comandant, exact. E vorba de o parolă. Vă rog, ce parolă, domnule, să intri în oraș, parolă? L-am sunat azi pe socră-miu și l-am întrebat cum stăm cu roșiile. Da, mi-am făcut solar la țară, face socrelo niște roșii senzaționale. Ne pregătim ce să facem dacă s-a dat legea aia? Ce? Nu știți ce lege? Pă, cu roșiile românești, fraților, nu mai avem voie să mâncăm altceva. Cine e prins cu roșii de import, amendă și dacă persistă, merge la pârnaie. Păi da, vax populi. Vom fi obligați să mâncăm doar roșii de ale noastre românești și nu mai avem voie să mâncăm roșii din import, de afară. Vrem să mâncăm roșii de ale noastre. Roșii de ale noastre. Sigur că da. Cum sunt roșiile noastre? Păi ale noastre sunt mai consumibile, mai vorba aia, mai morg, e un băligar frumos ca să-i bagi de la oi. Dacă vă amendează că mâncați roșii din Italia sau din Spania? N-are de ce să ne amendeze, că asta e mâncare. El dacă vine pe drum și foame și ce să facă, ia și el și mănâncă. După posibilitatea, după bani care avem. Dacă e salariile și pensiile mici, ce să conducem? Cu cine să ne certăm? Păi nu, dar dacă mâncați o roșie acum, să zicem, din Spania și vă amendează, e normal, nu-i normal? Dar nu e normal, fiindcă zice, asta e legea, dacă noi luăm de aici, e mai bine cine primește și luăm marfa, asta e principalul. Vom fi obligați doar de astea să mâncăm, doar românești? Da, românești, nu injectate. Nu injectate. Ați mâncat și din ăla, din străinătate, roșii? Da, am mâncat, dar e țapene. Pe bune acum, nu... Da, țapene. Injectate, nu. Decât de-astea la solar, făcute în România aici. De ce s-a distrus țara asta aici? S-a distrus ca lumea, nu? Vă e frică să te-ți îngrijorat de amenziile astea care se dau de... Păi dacă asta ți găsim mai rom. Nu sunt îngrijorat de nimic, pentru că în momentul când am cumpărat, nu m-a prins în 8 aici. Dacă mă prindea, mă amenda, nu? Dacă nu m-a prins... Am mâncat pe furiș. S-a mâncat roșii pe furiș? De ce se exportă? De ce permite exportul? Nu-i de vină, ei cine... PSD-ul sau PNL-ul sau... Da. De ce permite marfa de afară? Cum sunt roșiile românești? E ok, normal. O roșie românească, când ai tăiat-o, ai făcut o singură salată, are o singură zeamă, are... Ăla e beton, că ăla îl obligă și îl forțează în tir, încarcă 80 și ceva sau ceva de gen de baxuri și vine până aici în România sau rezolvat, da? Vine și le băiau la țăranii noștri. Noi acum toți suntem bolnavi pentru că avem multe chimicale în noi. Și din aceste roșii le luăm până la urmă? Și dăm fructe și dăm toate alea care vin din străinătate. E bine, domnule? Alii noastre sunt bune, dar uite că nu le primește pe alii noastre. E bine să fim obligați, adică să se dea legea asta, să fim obligați? Foarte bine ar fi dacă s-ar da. Una e că mănâncă noastră, să fărmăm una e puf, una e când... Dumneavoastră, dacă o să vedeți, de exemplu, un vecin că mănâncă roșii din străinătate, o să reclamați ca să primească amendă? De ce să nu? Să primească amendă. Să mănânc pui în curte, să mănânc realitatea. Deci o să vă duceți la poliție și spuneți, uitați, vecinul Costică mănâncă... Cu tare mănâncă roșii. În străinătate? Păi da, în străinătate. Nu vă e milă că o să iau amendă, că o să ajungă cu la... Nu, mie nu-mi e milă. Nu, ca să mănânc de ale noastre, că de-aia e român. Să mâncăm produsul nostru care este în România. Nu de afară. Că produsul nostru e foarte bun, că e muncit de noi, săpat de noi, cultivat de noi. Din afară ce vine, nu e bun absolut nimic. Să îmbolnăvesc copiii, ne îmbolnăvim și noi și cu asta pe asta de-aia sunt spitalele încărcate de oameni pentru că hrana din afară nu e bună. De ce să amendeze oamenii? Ca să învețe să mănânce de ale noastre, să nu mai mănânce... El ce, de unde cumpăr și ce fac eu? Dacă aduce în țară, ei. Ei? Păi normal că ei. Deci e cam exagerată, spuneți. Păi exagerat, da. Da.
Iar acum permiteți să prezint un raport de activitate pentru săptămâna trecută, ca să vedeți ce ați făcut pentru a ajuta o familie greu încercată. S-au trimis ghete și role, încălțăminte, alimente, un laptop și niște bănuți pentru casă și pentru îngrijirea bătrânei imobilizată la pat. Un om inimos a hotărât să se implice și să încerce să obțină sprijin pentru repararea casei. Tuturor vă mulțumim! Săptămâna aceasta o să-i cunoaștem pe David și Ștefăniță, de 5 și 7 ani, doi copii crescuți de bunicul lor. Urmărim reportajul, apoi împărțim sarcinile, da? Domnul Albu, dumneavoastră sunteți bunicul celor două comori. Da. Cum se numesc cei doi? Cel din braț se numește Albu David Valentin și cel mai măricel are 5 anișori el și el are 7 anișori și îl cheamă Albu Ștefăniță Marian. Dumneavoastră îi creșteți? Eu îi întrețin, eu îi cresc, eu îi duc la școală, la grădiniță. Cum de ați ajuns dumneavoastră să aveți grijă? Ce era să fac dacă nora mea a plecat... plecat în Anglia anul trecut și n-a mai venit. I-a părăsit pe cei mici. Și fiul? Și fiul este în țară, plecat, vine la o săptămână, la o firmă de rutere, dar montează rutere. Dar vă ajută fiul cu... Da, bineînțeles. Cum vă descurcați cu temele, cu coaie? Păi ce, să facem și teme, facem și băiță, facem și jucării. Nu? Jucării după așa. Bine, uite, tata. Ce nevoie ați avea pentru cei mici? Păi ce să fie, rechizite, eu știu, îmbrăcăminte, dacă este posibil un televizor. Cu electrocasnicile cum vă descurcați? Așa avea nevoie de un aragaz, dacă e posibil. Cel pe care îl aveți e... Și foarte vechi, are foarte 25 vechi. De ani. Dumneavoastră gătiți? Da, mai nou gătesc. Da, să facem bunic, o trebuie să învețe de toate. Ce să facem? Poate avea grijă nevoia de cine. Nevoia te face... Să înveți. Dacă ar veni iepurașul din nou, ce ai vrea tu să-ți aducă? Ce ai vrea tu nevoie? Locul ăla, maica, scoară, un loc care costă foarte mult. Da, ia spuneți-mi mie, voi aveți o bicicletă? Da. Și cum e bicicleta? E bună? Nu e bună, că aș fi ca tot din greșeală, dar... Da, dar aveți o singură bicicletă. Și acum două. Două aveți. Două, abia e pe casă. Da, dar s-au stricat. Ar fi nevoie de biciclete noi? Da. Da. Puh, bunicul anului, fraților! Așadar, avem nevoie de un aragaz, două biciclete, rechizite, dulciuri și, desigur, bănuțe. Ar fi extraordinar. Cei care vor să ajute să scrie la ceasulbun@starenației.ro, Larisa Tomescu vă răspunde. Să nu uit, vreau să le mulțumesc unor oameni extraordinari de la alina.ro cu Y. Ei fac niște măsuțe senzaționale pentru copilași. Ne-au ajutat și în trecut cu mai multe cazuri, iar astăzi au promis că vor fi din nou ajutoare de ceas bun și o măsuță frumoasă cu două scăunele personalizate vor ajunge la micuți. Nu uitați să fiți buni, dragii mei. Ne vedem și mâine, tot aici. Noapte bună! Să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar. Avem o gaură în buzunar. Dar progresăm. Încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.